fare tuturor. Uitați, toată dimineața am meditat. Adică toată dimineața. Acum l-am culcat pe Mati. Tanti Maria stă cu el, iar eu m-am aranjat super puțin. Și asta pentru că nu vreau să mă machiez foarte mult, adică n-am vrut să petrec foarte mult timp machiindu-mă, ținând cont că diseară vreau să filmez un tutorial, deci va trebui să mă demachiez complet. Și merg la vopsit pentru că rădăcini. Nu știu dacă vedeți, dar sunt foarte, foarte mari. Bine, nu sunt foarte mari. Asta este o lună jumate de rădăcină la mine. Aproape două degete. Și acum ar trebui să plec afară, este groaznic. Adică este oribilă vremea. Și ar trebui să ajung și la Mega Mall să iau niște produse de la Anacori. Și trebuie să ajung să iau și mașina de la Peugeot. Eu nu știu cum le fac pe toate, sincer. Să vedem. Să vedem. Bun. Haideți să ne vopsim. După cum ați văzut, și acum mă duc să iau mașina de la Peugeot. Și minunata, cum să zic, minunata mașină, adică nu. What? Acum mă duc să iau mașina de la Peugeot și minunatul GPS îmi arată o oră și jumătate din Băneasa, de pe nordul lui, de unde este Beauty District, până în Militari, unde este Peugeot. Și nici nu vreau să mă gândesc cât o să am de făcut până acasă. Deci nici nu vreau să mă gândesc. Chiar nu vreau să mă gândesc la asta. Și am și demachiat, și am și de filmat, și am și... Am de făcut chestii. Dar de... Mâine înregistrez și podcast cu mama. Deci nu, pe mine statul ăsta în trafic pur și simplu a ajuns să mă termine psihic, mă stresează, mă enervează, nu mai suport, pur și simplu nu mai suport, deci prefer să, dacă am de plecat, prefer să nu mai plec undeva, pentru că pur și simplu nu mai suport să stau în trafic cu orele, mi se pare horror, horror. Și mi se pare de caca că nu avem și noi piste de bicicletă ca lume. Că ar fi fost mult mai simplu. Bine, ce e nașpa la bicicletă în București este că, de exemplu, vara aproape n-ai cum să circuri fără să transpiri ca un porc. Iarna, să zicem că nu e o problemă că te încălzești. Adică nu e ca și când îngheți. Măcar am un blond frumos. Să vi-l arăt și la lumină. Este foarte frumos. Deci culoarea a ieșit absolut superbă. Tot ce pot să vă zic este că este un blond perlat. Că m-a decolorat cu L'Oreal Studio Blond și m-a nuanțat cu L'Oreal... Nu. Matrix Color C. Parcă. Da. Ceva ce. Asta este tot ce pot să vă zic. Un idiot care pur și simplu se băga pe banda mea fără să dea semnal, fără să nimic. Frumos așa.
zic este că se numește blondă perlată, adică dacă îi spuneți unui stilist vreau un blond platinat perlat, atunci o să obțineți relativ culoarea asta. În mai parte. Mă plictisesc foarte tare la volan. Bine, momentan e ok, că momentan nu e aglomeratul ăla nașpa. Dar tot mă plictisesc. Și e plin de poliție peste tot, plin de mașini care se bagă aiurea și nu respectă semnele de circulație și nu respectă semaforul și încurcă tasa circulația, blochează intersecții complet aiurea, gen... Dar hei, ce să-i faci? Mai am ori un sfert până la Peugeot. Dar abia aștept să conduc Peugeot 200 ăla. 200 ăla. O să fie un Peugeot 208 GT Line. Ce am condus noi acum două zile nu era GT Line. Era echiparea Allure, cred. Adică era manuală, avea 100 de cai, motor de 1.2, benzină. Chiar sunt curioasă să văd cum e GT Line-ul. Bine, presimt că GT Line-ul este automată. Asta e bănuiala mea. Vom vedea. Și las mașina mea și o iau pe aia. Și luni iau mașina mea înapoi. Deci luni mai fac o dată drumul ăsta. Dar speranța mea este că foarte multă lume în seara asta pleacă din București, pe la familii și toate cele, că și-au luat concediu luni și marți sau work from home sau concediu fără plată, concediu medical, ceva, orice, și o să fie Bucureștiu gol. Și puțin asta este speranța mea, ca până pe 5 ianuarie Bucureștiu să fie gol. Bine, și noi plecăm pe 26 seara, pe 25 oricum e Bucureștiu gol, dar sper să fie și luni și marți. Ca să avem și noi spațiu să ne mișcăm. Da. N-ar trebui teleportoare. N-ar fi frumos să ne teleportăm? Nu v-ar plăcea dacă ne-am teleportat? Mie mi-ar plăcea. Dacă ar rezolva ei acum să pună particulele când ajunge în același fel, adică moleculele să fie în același loc, practic am putea să ne teleportăm. Că din ce am citit sau am auzit la un moment dat, doar asta mai au de rezolvat legat de teleportare, că în rest totul e ok. Bine, vă las și ne auzim în Peugeot. Să vă zic ceva. Încă sunt pe drum și chiar cred că dacă cumva luam transport în comun, ajungeam mai repede. Numai că nu aveam cum să iau transport în comun, că nu aveam unde să-mi las mașina. Dar cred că ajungem mai repede cu metrou. Bine, singura chestie nașpa e că de la metrou, dacă nu mă înșel, bine, nu știu cât de mai repede ajungeam, pentru că era puțin cam complicat, că trebuia să merg de la Beauty District, aveam cam un sfert de oră de mers pe jos până la metrou. După aia cred că era cam 20 de minute, jumătate de oră cu metrou, bănuiala mea. Și după aia de la metrou, asta e faza, că de la metrou mai aveam ceva de mers pe jos. Deci posibil, cred că pe economiseam în jur de un sfert de oră. În orice caz m-am plictisit grav. Știți care cred că ar fi o afacere bună? Urmează să zic o prostie. Cred că o afacere bună ar fi să închiriezi oameni pe care să-i țin mașină să te ține de vorbă când stai în trafic ca să nu te plictisești. Da. Am zis o prostie în cap, decât să închiriezi oameni ca să stai cu ei în trafic. Mai bine e Uber-ul și aceeași chestie, poți să stai de vorbă cu șoferul.